Dragilor, bună seara! Am revenit, suntem la oglinda electorală. Am în platou astăzi pe domnul deputat Ioan Melinte de la PMP. Să vedem ce ne spune domnul deputat, ce este PMP-ul, cine sunteți dumneavoastră și care este expertiza dumneavoastră și de om politic, dar și de specialist. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Partidul Mișcarea Populară e un partid tânăr, e un partid sau un singur partid de dreapta. Cine sunt eu? Mă numesc Ion Melinte, sunt născut în anul 1959 în Comuna Stănișești, județul Bacău. Am făcut școala primară în satul natal. Liceul l-am terminat la Fălticeni, județul Suceava. După care m-am angajat la ferma Pomicoală Benești. Mi-am continuat studiile, după care viața m-a dus la un moment dat și am condus destinele IASE Vultureni, agroindustrial la Vulture se numea atunci, la Revoluție, Imediat am înființat o plantație în zona respectivă, în satul Benești. Am înlocuit plantația veche cu plantația nouă, m-am privatizat, am cumpărat acolo, ca fiecare în zona lui, și am dezvoltat acea fermă. În 2002, datorită rezultatelor, și cei care m-au cunoscut, am promovat, am fost directorul general al Direcției Agricole Bacău. Din 2005 până în 2012 am fost directorul general APIA Bacău. Am condus uh, APIA pe regiunea Moldova, de la Vrancea până la Botoșani și Vaslui. În această perioadă m-am implicat foarte mult pentru înființarea acestei instituții publice, tot în același timp a luat ființă și sapardul, actualul AFIR, o instituție unde producătorii agricoli și numai producătorii agricoli pot depune proiecte, după care în anul 2012, datorită neajunselor a unor legi strâmbe, a unor ordine strâmbe, care nu mai puteam să le suportăm, nu numai eu și colegii mei, adică niște legi sau ordine venite din partea unor oameni care nu se pricepeau, ne încurcau treburile și nouă. Am decis să candidez la Camera Deputaților. Am avut o discuție acasă, în familie, la care nevastă nu a fost de acord, copilul la fel. Nu a fost de acord, chiar a venit de la ea, că era student. Și am zis: Uite, tată, ce faci? Picine ai tu, că la partidul unde eram, știți cum era? un partid înființat nou, la PPDD, nu avea nici infrastructură, nu. Deci avea nu susținere avea. totală. Da, Ați început cu stângul. Am început. Uh, așa va... se părea. Da, așa se părea. Am candidat în colegiu 5, pe Valea Zeretinului și a Berheciului. Colegiul se întinde până la Siret. Uh, am muncit, am fost fără exagerare. Cred că nu știu câți au mai făcut campanie ca mine, din casă în casă. În fiecare zi am făcut 50 de kilometri pe jos și am mers la fiecare om. Nu îmi dădeau nicio șansă mulți, dar în ultima săptămână aveam în sondaje 46%. Ce vă spuneau oamenii care nu credeau în dumneavoastră? Haideți să vă spun, unii îmi spuneau și cauți tu aici, la partidul ăsta. Fiindcă eram conștient, Dan Deaconescu promitea că dă 25.000 de euro, Într-adevăr, să putem accesa 25.000 de euro dar pe proiecte, nu că îi dădea cineva. Dar dumneavoastră credeați? Ce spunea uh, domnul Dan Să știți că eu n-am crezut niciodată treaba asta, nici n-am cum să cred, mai ales că veneam dintr-un domeniu pe care exact, îl cunoșteam foarte bine. Exact. Nu aveam cum să cunosc, dar... Aveți o expertiză foarte... Uh, și nici nu m-am dus vast. să promit ceea ce nu pot face. Eu de obicei sunt un om corect, direct. Ce pot să fac? Fac. Ce nu pot să fac? Nu fac. Asta e mai degrabă să supere pe moment un om pe tine și să-ți dea seama că ai fost de bună credință după, decât să-l minți și să nu îi satisfaci doreanțele. Oamenii când vin la, la tine, ei vin cu sufletul deschis, ei vin cu credință, ei vin și speră în ajutorul tău. Și atunci, dacă tu nu poți să îl rezolvi, de ce să-i promiți? Dar, în urma la toate, la toată munca asta, oamenii m-au votat. Chiar dacă a fost un USL, Și știți cum a fost atunci. Dacă puneai mătura pe listă, în colegiul respectiv, mătura eșea deputat. Nu poate nimeni să contrazic acest lucru. Oamenii m-au votat, dar și eu am fost corect cu ei. Deviza mea a fost atunci, dacă oamenii mă votează, mă aleg și voi câștiga mandatul, voi munciți și eu pentru ei. Să știți că ceea ce am promis m-am ținut de cuvânt și aș putea să vă spun că astăzi, când a venit uh, vremea socotelilor, să spun să așa. Linie, să trag da, linii da. și să merg în fața oamenilor. Uh, nu mi-este rușine. Am 146 de inițiative legislative, mai am vreo 5 sau 6 care nu îți depuse încă, la care mai lucrez. Din aceste 146 de inițiative legislative am 22 de legi promulgate. Nu toate inițiativele au intrat în dezbatere în parlament, cu siguranță mai cu siguranță vor mai fi votate cel puțin 10-15 din proiectele care le-am. Dacă fac un bilanț la urmă și nu trebuie să-l fac eu, oamenii care mă cunosc sau care m-au urmărit Sigur? știu treaba asta, ei trebuie să vadă dacă am făcut ceva sau nu am făcut ceva, dar M-am uitat la sondajele făcute de anumite ONG-uri, de specialiști, de dezinteresați, nici nu-i cunosc, nici nu știu. În primii trei ani am terminat poate între primii cinci, șase parlamentari români ca și activitate. Anul ăsta bănuiesc că mă situez tot pe acolo, iar vis-a-vis -vis de cei din Bacău, mult distanțat. Dar aș putea să vă spun că nu întotdeauna oamenii buni, oamenii corecți, au și succes. Nu că nu ar vrea ei. Întotdeauna trebuie să te lupți, să te bați. Nu întotdeauna cei mulți te înțeleg, dar indiferent că mă înțeleg sau nu, eu am o deviză și, a, și astăzi plec cu, cu același gând. Dacă oamenii mă vor alege, îmi voi continua, că de asta am și mi-am propus să candidez. Îmi voi continua proiectele care au rămas în continuare. Și voi iniția altele pe care românii le vor. Și mai ales în domeniul unul mă percep cel mai bine, dar nu numai în acel domeniu. Pentru că, dacă vă uitați la activitatea mea, -am, adică am lucrat cam în, toatele, în toate econo, domeniile, domeniile economice ale statului. Preponderența este agricultura, cam 45%, pentru că am făcut parte din Comisia de Agricultură. Și acolo m-am și priceput cel mai bine din acea ramură a economiei vin, dar m-am -am implicat și în sănătate, și în învățământ, și în economic, și în apărare, în mai multe. domenii. Domnule Melite, haideți să schimbăm un pic registru. Spunea președintele dumneavoastră, domnul Băsescu, că a trecut perioada minciunilor în campaniile electorale. Dumneavoastră, așa cum vă știe toată lumea toată lumea bună sau de bun simț, să zic așa, care v-au apreciat ceea ce ați făcut dumneavoastră de-a lungul timpului, spun despre dumneavoastră că iubiți pământul, că sunteți un om care iubiți pământul. Vin și vă întreb acum, ce veți face dumneavoastră când veți intra înapoi în Parlament pentru ca aceste minciuni legate în mod special de situația agriculturii, situația pământului, și nu numai. Ce veți face? Ce intenționați? Cu ce veniți? Către alegători, către oamenii care acum vă privesc și așteaptă de la dumneavoastră sinceritate și onestitate. Deci, cum mâna pe inimă să spuneți măi, mamei buni, asta am făcut, ați văzut. Eu vreau să fac asta, dar am nevoie de ajutor sau nu mă lasă, de ce nu mă lasă, ce pot face? Doamnă, eu am spus în mai multe întâlniri de ale mele cu oamenii și chiar și la emisiuni televizate că nu-i mint și nu am de ce să-i mint. Eu, ca antreprenor, am avut rezultate bune. Familia mea muncește, am cu ce trăi. Nu mă duc în Parlamentul României pentru a promite și a nu face, nu mă duc nici pentru funcții, nici pentru bani. Mă duc pentru a ajuta acești oameni. Și când spun a ajuta acești oameni, mă refer la întreaga țară. Pentru că acolo un proiect de lege care trece, Absolut. îl folosește și e bun, îl folosește întreaga țară, nu numai băcăoanei noștri. Și din acest punct de vedere, întotdeauna, eu m-am luptat pentru orice a trebuit să, să am, a trebuit să muncesc, să mă lupt cu sistemul, iar, vis-a-vis -vis de ce spunea președintele de minciuni, eu nu-mi permit să mai spun minciuni sau să spun minciuni. că n-am spus minciuni niciodată, nu am de ce să-i mint pe oameni. Iar ei văd cu ochiul liber așa ceva. Au trecut 25 de ani de la Revoluție. Am făcut experiențe pe pielea noastră, pe pielea oamenilor. Cred că ajunge. S-a terminat timpul ăsta nu, mai, nu ne mai permitem să mai mergem în jos, nu mai avem unde. Am cam terminat tot. Eu nu pot să vin cu niște pliante, cum au venit cei de la PSD și au pus acolo niște grili sus, salarii în timpul nostru, s-a făcut, s-a adres și mă uitam jos anul 2000, 2001, 2002 și așa mai departe. Și mă uitam, chiar am studiat. Întotdeauna, cred că acel pliant al lor care l-au distribuit pe la oameni ar trebui întors invers. Cu ăla în jos. Pentru că ei n-au avut creștere economice. Atunci s-a vândut economia României. N-au venit din investiții, din productivitate. Au venit banii din vânzarea și distrugerea economiei românești. Eu nu pot să vin acum să spun mâine aveți 50% creștere la pensii și la salarii. Pentru că aș fi într-adevăr un mincinos. Eu am fost în Parlamentul României, am fost acolo lângă ei. Cum poți să spui să vii acum să spui că crești pensiile cu atât la sută, salariile cu atât la sută, faci aia, faci aia. De ce nu ai venit până acum? De ce nu ai venit anul trecut? De ce nu ai venit acum doi ani? Mă uitam acum într-o seară pe televiziune la fostul ministru al munții, la Rovana Plumb. Cum mi ne în față? Mă uitam ea și-a cumpărat mașină și-a înregistrat-o în Bulgaria. Și vine la noi să plătim taxe și impozite. Și vine acum să ne mintă. Dragi români, dragi băcăuani, nu mai ascultați. Situația care este în România astăzi se datorează acestor oameni care ne-au condus de 26 de ani. Aș vrea să vă spun, și repet asta, într-un studiu făcut vis-a-vis -vis de partide, Bacău a fost condus de Partidul Social Democrat de 25 de ani se află la putere, prin diversi oameni lor, la Consiliul Județean, la primărie. Vedeți unde se află Bacău. Dacă merg în comunele județului Bacău, în 89 sau 98% dacă vreți, satele, oamenii intră cu cinzmele cu picioarele până la genunchi în noroi. Drumurile județene sunt la pământ. Drumurile comunale sunt la pământ. Drumurile sătești sunt la pământ. În oraș vedeți despre ce este vorba trebuie să fiți foarte atenți. Votați, votați un om. Nu mai dați simpatiile de o parte pentru partide sau pe cei care vă mint. Nu v-am niciodată. Am promis că fac ceva și am făcut. În continuare, la fel, dacă mă veți vota, voi fi alături și mai ales că acea zonă, în stânga Siretului, și când spun stânga Siretului, mă refer și la Valea Berheciului, și la Valea Zăretinului, și la Plopana, și la Dămiene, și la Roșiori, și la uh, Ungureni, și la Parincea, la toată zona asta, care este cea mai săracă zonă. Și vă spun, nu vă spun eu, de la mine puteri, vă spun din studiile făcute, de la foștii mei profesori, cu care am o relație foarte bună. Zona respectivă este cea mai săracă zonă din România și din Europa. Zona de la stânga Siretului spre Vazlui este cea mai săracă zonă. Acolo unde au condus acești oameni și au văzut doar de interesele lor, nu de interesele dumneavoastră. Nu vă mai lăsați păcăliți. Vă spun din suflet, nu vă mai lăsați păcăliți. Vedeți că nu vin nici la emisiuni, nu vin la nimic. Pentru ca dumneavoastră să nu-i vedeți. Cine candidează la Senatul României? Dragoș Benea, fostul președinte al Consiliului Județean. Ce a făcut pentru dumneavoastră ca să-l votați? Schimbați odată Macazu, schimbați direcția. Mergeți cu oamenii care vă reprezintă și sunt alături de dumneavoastră, nu cei care v-au păcălit toată viața. Au trecut 26 de ani din viața dumneavoastră. Vedeți că tinerii noștri au luat-o spre Europa. Muncesc ca de capul lor. Le mor părinții acasă și nici nu vin unii să-i vadă. Că nu au, nu au, posibilitatea, nu pot sau nu pot pleca. Sau... E în motive. Vedeți copiilor, vedeți cum, cum trăim în țara asta. Sănătatea, învățământul. Toți avem dreptul la viață, nu numai unii. Dar alegerea este a dumneavoastră. Cum veți alege, așa veți trăi. Domnule Melinte, făceați la un moment dat o declarație unde spuneați că am considerat că principala mea misiune în Parlament este să remediez neajunsurile agricultorilor. Vă mențineți în continuare această declarație? Fără probleme. Cum adică? Cum veți face acest lucru? Pentru că, iată, zona despre care spuneați este într-adevăr o zonă săracă, dar nu săracă în ceea ce înseamnă pământurile și posibilitățile de a fi lucrat. Întrebarea mea adiacentă ar mai fi următoarea. De ce oare? Care a fost uh, mesajul pe care ar, treb ar trebui să îl înțelegem noi acum, al politicienilor de până acum, da? Că această zonă să rămână așa. Doamnă, această zonă este săracă din punct de vedere material, nu spiritual. Că oamenii săraci au minte, sunt uh, sănătoși. Ar, minte. Vrea să ar vrea să facă. Da. Dar gândiți-vă că banul se distribuie în județ de către un om, cel care a fost președintele Consiliului Județean. Uitați-vă și dumneavoastră, luați toate investițiile din ultimii 20 de ani, dacă vreți să... 15 ani, 10 ani și vedeți ce investiții s-au făcut dincolo de Siret și ce investiții s-au făcut din Deci nu oamenii sunt vinovați. Vinovați sunt cei care conduc. Cei care nu s-au gândit și la partea elaltă de ce vă întreb? Pentru că se creează clar un dezechilibru și, este totul ca și se, se reverberează nu numai în ceea ce înseamnă agricultură, ci absolut în toate, toate domeniile domenii, domenii. sociale, educație, cultură și așa mai să departe. să vă spun ceva, mi-era într-un fel, mi-era mi -era, mi rușine. Mă uitam chiar în mesajul meu, cea mai săracă zonă. Și am spus, hai, nu mai spun, o scot de aici, dar dimineața mă uitam pe televiziune și chiar pe televiziunea națională. Mă uitam, unii dea din județul Bacău niște cazuri extraordinare. Unii și pe ziarul de așteptare, nu cred că-i fac publicitate, unde și-au închis copiii în casă să-și dea foc datorită sărăcii. Unul, unde oamenii trăiesc și eu știu treaba asta. Un țăran, că sunt numiți fermieri acum, dacă au peste un hectar de teren compus din trei, par, trei mai mari, 30 de ani, sunt numiți fermieri. Puțin mai pot crește și un animal în zona respectivă, pentru că nu au prețuri, nu au Trăiesc foarte greu. Să nu credeți că cei din agricultură vă duc chiar atât de bine. Și mă refer aici și la cei mici, și la cei mari. Vă spun că vin oamenii la mine, cel puțin în zona noastră, an de an, culturile sunt distruse de către animale sălbatice, în general de către mistreți. Nimeni nu îi despăgubește. Păi dacă eu vă stric mașina dumneavoastră, nu trebuie să vă plătesc. Deci eu să vă plătesc și dumneavoastră este mie nu. Păi de vină sunt cei care guvernează. Și fac politică în România. Iar eu pentru asta, să știți că m-am bătut în comisie patru ani de zile. Deci patru ani de zile pentru a iniția un proiect de lege care să-i despăgubească pe oameni. Și am reușit până la urmă. Nu mi-a trecut așa cum aș fi vrut. Și vă spun deschis, eu am propus ca în 72 de ore de la anunțul comisiei Cultura este distrusă, în 72 de ore să vină comisia care să constate pagubile. În 30 de zile, omul respectiv să fie despăgubit. Iar dacă nu este despăgubit, gestionarul fondului respectiv să-și piardă licența și dosar penal. În comisie nu a trecut cum am vrut eu, dar totuși a trecut în 30 de zile să fie despăgubit. Iar dacă nu este despăgubit în 30 de zile, el va primi o amendă destul de piperată. Legea Camerelor Agricole. Noi nu mai avem la ora actuală în comun un inginer plătit de statul român în domeniul agriculturii care să-i dea un ajutor unui fermier, tinerilor fermieri, să-i dea niște direcții cum trebuie făcut, cum trebuie semănat, ce trebuie pus, da. ce merge, ce nu merge. Direcțiile agricole sunt distruse. N-am construit nimic în loc. Domnul Melin. Cred că nu întâmplător. În județul Bacău an de an, sunt inundații. Parcă suntem uh, acolo undeva uh, înscriși într-un calendar, uh, mai, iunie, iulie, județul Bacău trebuie să fie inundat. Oamenii se străduiesc primăvara, să are, să semene, să pună și ei săraci câte ceva. Încep să crească frumos și vine câte un vârtej din asta și uh, tăvălește totul. Cine îi ajută pe oamenii ăștia? Cine îi despăgubește pe ei? Ce se întâmplă? Cum se pot da, acești, ajuta acești, acești oameni, oameni? care sunt. Uh, care pățesc... Să nu cumva să veni să-mi spuneți că nu-și fac asigurări și treaba lor. Nu, normal, Eu pot uh, înțelege. Uh, dar normal poate orici, că există și alte variante. Nu, normal, orice fermier ar trebui să se asigure cultura. Dar mulți vă spun că nu se asigură pentru că nu dispun de sumele respective. Nu că n-ar vrea. Nu au de unde să plătească. Și atunci nu i mai despăgubește nimeni. Nu există o posibilitate undeva, un fond de ajutorare, la nivel de, județ, la nivel de județ, cred că e un fond, dacă dau timp până mă uitam la saucești când au fost și au fost ajutați oamenii cu lemn sau cu știu eu ce... Unde lucrurile astea vin, nu normale, se și dumneavoastră că din 91, 92, mereu, mereu, parcă să fac experimente cu noi. Cum Pot oamenii ăștia să înainteze? Pentru că nu înaintează. Oamenii ăștia trebuie să înainteze. Văzăm foarte bine pe cine îi trimit în Parlamentul României și vă spun de ce. Pentru că banii sunt în România pentru a se decolmata și aceste părăuri, pentru a se executa și șoselele, dar să nu se mai mânjească acești bani publici, da, cei da. care umblă cu pixul pe ei, banii aceștia, vedem pe toate televiziunile, Oameni arestați, oameni care au demonstrat că au furat, demonstrat că în ultimii, ultimii 25 de ani s-au furat peste 100 de miliarde. Dacă ne uităm la un kilometru de asfalt, vedem că în Europa se construiește cu 3-5 milioane de euro, la noi se construiește cu 25 de milioane și îl toarne anul ăsta și la anul nu-l mai ai, îi spar tot. Da. Dacă da. ne uităm prin uh, sate comune, acolo unde se cară piatră, păi dacă luăm într-o comună, cred că uh, să vedem cât s-a cărat pe ea, ar trebui să fie de 5 metri de la nivelul solului în sus. Deci, trebuie, banul public trebuie distribuit cu rigozitate și destinat lucrării respective și, și nu hotărâd. altor interese. Și hotărât. Și hotărât. Un minut aveți să vă uitați în ochii oamenilor, în obiectiv, și să le spuneți pentru ce veniți în fața lor să le solicitați votul. Dragi băcăvani, vin în fața dumneavoastră și vă solicit votul pentru că în activitatea mea de până acum, atât ca deputat, atât ca antreprenor în județul Bacău, am demonstrat că se poate face treabă. Ceea ce v-am promis, nu v-am mințit, m-am ținut de cuvânt. De asta vreau să candidez în continuare, să-mi continui ceea ce am început, dar sunt multe care n-am reușit să le fac, nici măcar ca inițiative. Și aici mă gândesc la irigații, aici mă gândesc la cadastru, aici mă gândesc la defrișarea pădurilor, aici mă gândesc la școlile profesionale, liceile agricole, aici mă gândesc la, la multe, astea mi-au venit în minte momentan, sunt multe de spus și de făcut. Și de aceea votați Partidul Mișcarea Populară, votați poziția 5, votați senator Ion Melinte. Domnule Melinte, vă mulțumesc foarte mult. Dragilor, vreau să fac o subliniere, pentru că în timpul emisiune domnul Melinte a adus puțin în discuție subiectul acesta. Noi am postul nostru de televiziune, a trimis către toate partidele oferta electorală. I-am invitat la dezbateri pe absolut toți candidații la uh, alegeri. Am primit refuz din partea PSD-ului, uh, din partea ALDE și din partea PNL-ului doar promisiuni. N-ar fi făcut foarte mare bucurie și plăcere ca să fie aici, să se afle în dezbatere cu uh, uh, toți colegilor care candidează la parlamentare. Dar mă tem că poate unii nu au suficientă încredere în postul nostru de televiziune. Nu, doamnă, nu Dar vin, am să vă îi simt. văd oamenii și nu-i mai votează Nu dacă mai puțin vă rog frumos, domnul Melinte, să continui ce am de spus. Însă, noi lansăm în continuare invitația, mai este timp, o săptămână, să veniți, domnilor, la dezbaterile pe care postul nostru de televiziune le organizează. Cu toată dragostea și cu toată curiozitatea, vă așteptăm, atât noi cât și telespectatorii. Până atunci, dragilor, aveți grijă cu cine votați!